Urmează acum un eveniment de business networking, după cum spuneam și mai devreme, Biz Club. Acum este gala națională. Urmează acum imediat să intrăm. Eu am ajuns. Îmi iau toate bagajele și ne vedem acolo. Cum spuneam, mergem în Timișoara, Hotel Boa Vista. La Boa Vista. A fi cool. Salut, Biz Club. Biz Club? Da. Prin lateralul hotelului, mergeți până în capăt, okay. Pe alee, pe partea. Mulțumesc mult. Mersi mult. Bună, Ramona Stase. Mersi mult. Eu vreau să vorbesc cu tine, vreau să vorbesc. Ok, sigur, mersi. Mă bucur că suntem aici pentru că în această seară antreprenorii din toată țara, antreprenorii care fac parte din Biz Club împreună cu prietenii lor, au venit aici pentru ca să sărbătorească o seară magică, o seară în care vor fi multe premii, multe lucruri extraordinare și totodată toți antreprenorii din această seară cu siguranță vor ajunge pe coperta revistei Forbes. Doamnelor și domnilor, bună seara! Mă bucur tare mult să fiu aici alături de voi la prima gală. Am avut ideea să ne strâng aici pe toți. Ce pot să vă spun este că avem un program foarte atractiv, avem multe surprize, avem multe momente distractive, interesante, avem multe premii pregătite pentru voi. Și ce mare afacerilor susține seminarii, cursuri de antreprenoriat și vânzări și are un vis. Să ajute cât mai mulți antreprenori să se reîndrăgostească de afacerea lor și cât mai mulți tineri să transforme pasiunea lor într-o afacere profitabilă. Este cel care va deschide seria discursurilor în această seară. În aplauzele voastre, fondatorul Biz Club, Laurent Soares-Sas! Bună seara! Bună seara! Mi-a spus Călin să vorbesc neapărat de pe scenă, nu știu de ce, dar dacă el e șeful în seara asta, ascultăm de el. Mă bucur să fiu cu voi în această seară și mă bucur că am ocazia să spun câteva cuvinte la începutul acestui eveniment. Ovidiu, voi răspunde la întrebarea ta. În spate. Este așa. Aici ai pregătit să cadă. Că intrarea președintelui Donar este ieșirea, de fapt. Vreau să răspund la întrebarea făcută de Ovidiu, cum a fost la prima întâlnire. A fost în 2008, spuneam la masă, eram, cred că, 12-13 persoane în sală și le spuneam în glumă, dar destul în serios, că erau 13 oameni acolo care habar n-aveau ce urmează. Și îmi spune Marius, zice că și tu erai primul dintre ei care nu știa ce urmează, nu? Nu știam că o să urmeze acest lucru. Era un vis de a crea un club de networking în care să ne ajutăm, dar nu știam că o să ajung aici și nici nu știu unde o să ajung în viitor. Avem un vis, avem un obiectiv, dar cred că o să fie depășit de ceea ce ne propunem noi.
Nu vreau să vă iau prea mult timp în această seară, vreau să doar spun câteva cuvinte despre începuturi, să îmi arăt recunoștința față de cei care au avut încredere atunci să înceapă clubul, împreună cu mine la Cluj, oameni care ne-au ajutat și oameni care mai există unii dintre ei și în acest moment în Beast Club, de la prima întâlnire. Firma lor în continuare este reprezentată după 9 ani, aproape 9 ani, în Beast Club, ceea ce este extraordinar. Și aș vrea să mă bucur că este și Bogdan în sală. Vă rog să-l aplaudeți pe Bogdan Dobolău. Bogdan. Bogdan este cel cu care am făcut greul de la început. Am muncit enorm de mult să construiască acest club. După care a mers pe drumul lui în carieră, a urmat visul lui și a pus o piatră foarte importantă în construirea acestui club. Salutare, sunt aici cu Luc de Vlog, de vorbă cu antreprenorii, Luc. Ceva? Pentru acest eveniment, ceva? Pentru primul nostru vlog. Pentru primul nostru vlog. În primul rând e o ocazie foarte bună de participat. Exact, da. De a lansa, zic așa, primul nostru vlog. Și nu vreau să spun foarte multe, însă mult mai multe din partea noastră. Și keep in touch. Hai, nu plec acum. Ovidiu Ortean, cred că este o gazdă minunată și cred că merită și primul rând să-ți acordăm și ție un mare, mare, mare de aplauze. În al doilea rând vreau să-i mulțumesc lui Laurent pentru că a avut încredere în noi. La început, în momentul în care ne-a făcut propunerea de a prelua și de a achiziționa 90% din... De curând alături de noi, dar cu cei mai mulți invitați. Bravo! Mulțumim! Ovidiu Ortean. Este pentru mine cel mai bun context de creștere care să mă scoată din carapacea de introvertit. Și chiar dacă par, deci în continuare este cel mai bun context de dezvoltare pentru mine personal. Hai să o întrebăm și pe Claudia. Claudia, ce reprezintă pentru tine Bistra? Lucruri noi, lucruri bune? Foarte bune. Foarte bune? Să nu sunt interesante. Ne poți da un sneak peek, așa? Nu. Încă nu. Încă nu? Ok. Când va fi, fac o să. Mulțumim, Luc. Ce se întâmplă aici? Intrăm în fond. Intrăm în fond aici. Salut! Sunt sigur că toți vă gândiți la mâncare, la dansuri, așa că nu știu ce mai are, nu se mai adaugă astăzi aici. Vreau doar să spun că sunt bucuros că sunt astăzi aici. Și vreau să spun de ce am venit astăzi aici. Am venit aici, în primul rând, pentru că
Noapte și Călin m-au chinuit două săptămâni să vin. Aveam program, aveam doi clienți în București. De obicei nu plec sâmbăta de acasă, de lângă familia mea, dar n-am mai scăpat de ei. Așa că primul motiv pentru care sunt aici, pentru că doi oameni dragi au insistat până n-am mai putut, până eu n-am mai putut. Al doilea motiv pentru care sunt astăzi aici sunt pentru că, știu, o să sună cheesy așa, dar sunt aici pentru că vă iubesc. Și vă iubesc nu pentru că sunteți frumos îmbrăcați și pentru că îmi place să arunc cuvinte mari. Vă iubesc pentru că sunteți oameni care lucrați la visul vostru și vreți să fiți liberi. Vă iubesc pentru că munciți în fiecare zi pentru asta și faceți toate lucrurile pe care average people, oamenii medii, nu știu, nu găsesc cuvântul bun pentru average, că dacă spun mediu, nu știu, așa, average people nu fac toate lucrurile pe care voi le faceți. Și pentru că mă regăsesc în poveștile voastre. Și uitându-mă în timp, chiar dacă astăzi pot să spun că am depășit cu toate business-urile pe care le-am cumulat 100 de milioane de euro și multe alte reușite economice, nu pot să spun că sunt cu ceva mai special decât nimeni. Dar pot să spun că sunt un average guy care n-a vrut să trăiască un average life. Și de asta vă iubesc și pe voi, pentru că nu vreți să trăiți un average life în care vă uitați la televizor, câștigați câteva mii de euro și vă îngropați visul și viața și potențialul. Al treilea motiv pentru care sunt astăzi aici e și mai simplu. Sau, mă rog, pare simplu. Este pentru că am luat o razna de câțiva ani de zile și simt că sunteți parteneri potriviți pentru mine. Păreți duși cu capul și voi. Păreți duși cu capul pentru că în ultima perioadă m-a tot înflăcărat o viziune. Și o viziune pentru mine nu înseamnă un vis. Un vis e ceva așa, o visare din asta, ceva ce te trezești dimineața. Viziunea pentru mine înseamnă o combinație între trei cuvinte. Viziunea pentru mine înseamnă o combinație între un vis, un plan și o alocare de resurse. Altfel e doar visare. Și știu că și voi visați să fiți liberi. Și împreună putem ușor, astăzi e mai ușor decât oricând, să poți fi liber financiar și lucrăm la lucrurile astea prin multe proiecte, planuri, întâlniri, traininguri prin care să grăbim procesul ăsta. Nu mai trebuie să ne ia toată viața să fim liberi financiar, să fim, să zic așa, siguri financiar, să depășim câteva milioane. Dar mai e ceva. După visul ăsta de a fi, să zic, liberi sau independenți financiari, mai e și planul la care trebuie să lucrăm împreună și la care de asta trebuie să ne întâlnim. Și mai avem și niște resurse pe care toți trebuie să ne forțăm să le băgăm ca să iasă ceva de acolo. Pentru că viziunea de la capătul acestor trei lucruri este să începem să fim cât mai mulți oameni bogați, dar nu doar bogați, ci pe tot parcursul îmbogățirii să fim și oameni mai buni, oameni mai conștienți de importanța pe care noi avem în societate și mai ales de faptul că s-am fost aleși și plătiți în avans să facem ceva mai departe. Așa că provocarea mea este în următorii ani de zile să ne îmbogățim repede, să facem planul ăsta, să ne ținem de el, să putem să simțim că la finalul milioanelor există suflet și că există o grămadă de oameni care au nevoie și se bazează pe noi. Și că altfel România n-are cum să iasă din mizeria în care este. Plănuiesc să ne cumpărăm țara înapoi. Și pentru asta ne trebuie vreo 1000 de milionari cu suflet de români. Hai să facem acei milionari, sau o mare parte dintre ei, aici la Bizclub. Ce zici, Cristi? Eu vă mulțumesc mult pentru toată ocazia pe care mi-ați dat-o și sper să fiți cât mai mulți duși cu capul, care să simțiți că viziunea asta poate fi făcută în România. Vă mulțumesc, vă onorează premiul vostru și abia aștept să ne întâlnim, să vorbim după ce se termină gala asta de decernare și să ne cunoaștem, să ne simțim, să ne dăm mâna și să ne încurajăm unii pe alții, că toți avem nevoie de încurajare. Vă mulțumesc tare mult, succes pe mai departe! Mulțumim mult, Cristi!
iată că s-a terminat evenimentul. Wow, deci chiar îți recomand, în măsura în care ai oportunitatea să participi la anumite evenimente în care poți înveți lucruri noi de la diferite persoane. Evenimentul ăsta pentru mine a fost fantastic pentru că am întâlnit oameni excepționali, antreprenori din unul dintre cei mai mari antreprenori din România în vari domenii. Este fantastic când poți ai mentor și să înveți o grămadă de lucruri de la oameni mari, precum în cazul acesta Laurent, Cristian Țiu, Călin Iepure și mulți alții. Apreciez, sunt recunoscător pentru fiecare clipă pe care am petrecut-o aici la Gala Beast Club România 2017. Abia aștept să mă întorc la anul și abia aștept să continui să relaționez cu acești antreprenori și chiar să colaborez cu ei. Îți mulțumesc mult pentru atenție. Spune ce părere despre acest vlog, lasă un comentariu mai jos, abonează-te la canal și ne vedem la următorul vlog. Te salut!